Bună ziua și Doamne ajută! Mă numesc Erde Marius, sunt din Baia Mare, am 29 de ani și să vă spun despre viața mea copilărească. Fras creștin, am o cruce de purtat, trebuie să o duc mai departe. Când am avut 15 ani, am început să umblu pe la mănăstiri și pe pelerinaje. Am vizitat toate mănăstirile din Maramureș, cel puțin și din Moldova și din Vâlcea am vizitat. E mic copil, cu această voce, cu aceasta am câștigat existența și cu aceste haine care le vedeți dumneavoastră pe mine, aceste haine din banii dumneavoastră și tuturor credincioșilor care m-au ajutat împrejurim din Baia Mare și din toate locurile, din satul mare, Cluj, care a făcut bine după puterile lor și m-a ajutat și am cumpărat aceste haine. Stau la marginea Băii Mare într-un garaj. Acolo stau frații mei, suntem 9 frați și cu nuror suntem 25 de oameni într-un garaj. Gândiți-vă, domnilor voastre, ce durere, ce tristețe e pe noi. Părinții trăiesc din ajutorul social și din alocația copiilor. Eu de mic copil am început să mă duc la biserici, să cânt pricesne, să slujesc pe Dumnezeu. Am avut o viață grea, pentru că Dumnezeu dă încercare la omul bun, frați creștin. Așa să știți dumneavoastră că la omul bun Dumnezeu te încearcă. Vă doresc un Paște fericit, călduros, cu multă sănătate și cu multă bucurie. Acum voi începea cu o priceasnă, pentru că ne aflăm în postul Paștelor, în a cincea sau șasea duminică din post, vreau să vă cânt o priceasnă frumoasă cu toată inima și cu toată încrederea pe acest interviu. Așa vorbește Domnul Slavii în glasul Sfintei Liturghii. Așa vorbește Domnul Slavii în glasul Sfintei Liturghii, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las orfani copii. În fiecare liturghie eu iarăși mă cobor la voi, din nou e coasta mea străpunsă și-mi curge sânge, și-mi curge sângele și voi. Mă răstignesc din nou pe cruce, în umbra sfântului altar, primiți-mi sângele și trupul, și-aștiți spre mine să veniți. Bisericile mici zgoale, copiii mei m-a părăsit, lăsați copii să vină la mine. Și aștept spre mine să veniți. Și bineînțeles, dragii mei, prieteni care vă uitați pe acest site sau pe acest internet sau pe acest interviu, Marius Erdei, mai vreți și una de veselie, pentru că trebuie să ne trăim viața, că așa e frumos și așa îi place și lui Dumnezeu, pentru că nu trebuie să stăm numai supărați. Să e dracu supărat că eu am drăguță în sat. No, am o, voi zice, un cântec tare mândru. Oare asta mi-e ulița, pe acolo îmi șea de mândra? Amuțu-i spune cântecul ăsta.
Ori asta mi ulița, vai asta mi ulița, pacolo șede mândra, măi dorule îți dor, pacolo șede mândra, măi dorule măi. Dragul meu ne-am zenit, măi dorule dor, cu cine m-am întâlnit, măi. Miercurea și vinerea, măi dorule dor, ai mai dulce Horinca, măi. Mulțumim frumos, să vedeți Dumnezeu sănătate și o fată faină, neagră ca și mine. Dumnezeu vă balde în rai cu mine. Doamne ajută, vă spune Marius Erdei de la Baia Mare, tuturor celor care m-au ascultat din toate lăturile, cam pe site-urile astea, toată lumea de site. Și ultimul om mare, și ultimul om din sa, vorba aceea, cum se spune pe la noi, toată lumea are site-uri. Doamne ajută, Marius Erdei, vă spune, tuturor preoților care mi-au făcut bine după puterile lor, mi-am fost pe la parohii, pe la biserici, pe la concursuri, care mi-au făcut bine după puterile lor, le doresc multă sănătate și un pas fericit, călduros și multă sănătate. Doamne ajută, cu sărută, Marius Erdei vă spune, vă sărut cu drag.